Auzi de o platformă asta numită OnlyFans și nu este doar despre gagici care se dezbracă la Savrina Goală și se postează acolo pentru 5 dolari, mă, poți să înveți nudurile, 5, 20, 30 de dolari, cam acolo. Iar de obicei, aplicația asta este foarte folosită de către pornstar-uri și abar nu am de ce. Adică acolo ai putea să vezi episoade dinainte să fie lansate, chestii legate de știință, de biologie, de absolut orice și conținut special la care ar avea acces doar membrii care plătesc, fie că e de pe Twitch, fie că e pe YouTube. Adică, uite, pot să-mi pun acolo un conținut pe care vreau să-l vadă doar fanii foarte apropiați care sunt dispuși să plătească lunar 5-10 dolari sau ce sumă pun eu. Zic că pentru asta ar fi mult mai interesant, adică să oferi un conținut special abonaților tăi care, bă, uite, își permit. Și eventual, poate, într-un final, să postezi și acel conținut pe YouTube sau pe ce platformă activezi după câteva luni sau chiar un an și poate să convingi mai multă lume să se aboneze. Habar n-am. Cel puțin știu că pentru asta a fost creată această platformă, nu neapărat pentru toate pornoșagurile posibile, pentru că, din păcate, platforma e suprapopulată de tipe care trebuie să-și arate țâțele pentru 5 dolari. E bun, măcar e ieftin, nu zic nu. Și, desigur, am observat, nu știu cum mi-a intrat chestia asta în recomandate, v-am zis, nu am stat foarte mult timp pe YouTube, n-am deschis aplicația, iar acum când am deschis-o, mi-apar tot felul de clipuri extrem de dubioase, desigur, sunt mult mai vechi, voi știți deja de ele, eu pentru că nu m-am uitat, nu știu absolut nimica, spus și simplu ca un nou utilizator care acum încearcă să descopere YouTube-ul. Și văd videoclipul ăsta, evident că nu o să fac reacție la 20 de minute, că n-am înnebunit, vreau doar să văd de ce și-a făcut tipa asta cont de OnlyFans, nu știu cine îi, habar n-am. Ia uite, pare botoxată grav, în rest nu e urâtă, dar chiar sunt curioasă de ce își fac femeile cont de OnlyFans și cât de departe pot să meargă pentru o sumă de bani. Ok, hai să dăm drumul la clip. Bine, din nou, nu o să văd pe tot, că n-am înnebunit, că nu fac o reacție de o oră. Faceți astăzi, vom face Ia uite, un cur, Valentina Lungu. Pretty Shop, eu sunt Trio, Valentina Lungu, TikTok, Ius Valentina pentru masa, OnlyFans, Valentina Lungu. Ia uite mă, și o poză cu un cur. Are 183.000 de urmăritori. Nice, bravo, bravo. Sper să ajungem la 200.000. De ce ți-i pune o poză cu un cur? Nu înțeleg, da? Bine. vlog. Da, am revenit pe YouTube după o perioadă cam lungă, aș putea spune, că Valentina Lungu lungă, eh? Ok, mă opresc. cam o săptămână și ceva de când nu am mai... O săptămână. Tu te plângi că n-ai postat o săptămână, n-am postat de câteva luni. E 4 luni dacă nu o iau așa. Am un vlog pe YouTube, dar vreau să spun că nu m-am mai regăsit în ceea ce făceam, nu mai, pur și simplu nu îmi mai plăcea ceea ce postam, mi se părea de o asta, mi se părea că nu e tocmai ceea ce trebuie și decât să postez un rahat de care nu aș fi fost mulțumită și nu mi-ar fi plăcut mai întâi mie, am preferat să stau puțin pe tușă, ca să zic așa. Astăzi vom vorbi despre... Deci mi le hamete efectiv de chestia asta când aud. Nu mă mai regăsesc că nu știu ce. Nu mai pot să... Ce-a fost lene? Ăsta e adevărul. Mai lăsați-mă cu scuzele astea și cu fantezii și cu spiritualitate. Vă fost lene. Că și mie mi-a fost lene să postez. Ăsta e adevărul. Nu că m-am regăsit că ciucium. Nu cu aia ții lene, n-ai chef, scurt pe doi, gata cu... trebuie să mă regăsesc. Nu o să te regăsești în câteva luni. Stai tu liniștită. Un subiect foarte controversat, să zic așa. Bine, în general, De ce o pentru... trebuie să faci cat când ai zis controversat? Ți erau greu să lipești două cuvinte? YouTube-ul românesc, deja de 42 de secunde, mă și am comentat, cred că de vreo 5-6 ori. Fac clipul ăsta de 20 de minute. Noi românii, unele subiecte sunt foarte tabu, așa, toată lumea, vai, vai, ce aia, Țâțe, cum ești, cur, cum ești. Mă rog, lăsând asta la o parte, țin să le mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis mesaje și Bla, 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 treci. haideți să trecem la subiectul nostru. Mulțumesc. Numele meu este Valentina, am 24 de ani și am cont pe OnlyFans. Wow! Aplauze, vă rog! Aplauze, încă o curvă pe OnlyFans, scuze. De fapt, nu-mi cer scuze, chiar voiam să zic chestia asta, dar pe bune, de ce v-ați găsit toate să vă faceți cont pe căcatul ăla și să vă pozați dezbrăcat? Bă, dar păstrează-ți un pic demnitatea aia pe care o mai acolo 1%, ține-o pentru tine, serios, adică
Ori cum și pe Instagramul vostru și pe Facebook sunteți semi-dezbrăcate. Acum că se vede mai mult, e jos detalii, adică voi vedeți ce au tipele astea pe Instagram. Deja sunt acolo semi-dezbrăcate. Chiar credeți că e mare diferență dintre OnlyFans și Instagram? E tot un căcat, da, în fine. Să plătesc acum să văd pe cineva dezbrăcat, cred că n-am înnebunit niciodată. Adică chiar să-mi dau bani așa de... No, nu, s-a merită, mă. Ce glumă. Mamă, este o știre mega, nu știu, e gen Spy News. Valentina și-a făcut cont pe Only. Mamă, what the fuck? De ce? Cum? E... Cui dracu-i pasă, în primul rând? Eu asta sunt foarte curioasă. Cui căcat-i pasă? Cui se rupe în 14 de... Îți dai seama, nu dormă oamenii pentru că Valentina Lungu și-a făcut cont pe OnlyFans. Măi, n-am putut să dorm aseară din cauza asta. Și așa mai departe. De ce trebuie să cenzurezi? Acum aproximativ, cred că 2 săptămâni sau ceva de genul. Ia, uleu. Când am decis să fac acest cont pe această platformă. Ia. Ei bine, totul a început ca o joacă, să zic așa. A, deci din joacă te-ai gândit să te dezbraci, tot din joacă ți-ai scos telefonul, ai intrat pe setar, pe cameră și hop, ai făcut o poză, tot din joacă. Stai să ghicesc, așa-i? Cine căcat crede chestiile astea? Deci vreau să-mi explice cineva cum e posibil să te dezbraci la pielea goală și să-ți faci poze din greșeală. Adică, nu asta urmăream, nu. Sau ce, stai, mai e o soluție. Vrei să faci un duș și ai vrut să-ți faci o poză când intri la duș să vezi dacă intri mai curat. Adică, nu, serios, mă, cum puteți să veniți cu scuzele astea tâmpite? Nu, n-ai venit din joacă. Ăsta ți era scopul din start. Știai că pe platforma asta activează multe. Mă rog, multe și te-ai gândit că, bă, dacă ți-a răsățiere și altele un pic, mai ies bani în plus. Simplu, scurt pe doi, nu mai mințiți măcar. Că nimeni nu se dezbracă din joacă și nimeni nu postează nuduri pe internet de în joacă. Am vrut să-mi vadă amitați cu urul. Vai, cred că a fost o glumă proastă. Ai, mamă, glumele astea. Că, vă dați seama, nu că nu am luat-o în serios sau ceva, doar că am zis, băi, de ce nu? Haide să încerc și eu. Este o platformă destul de cunoscută, este mai mult cunoscută în afară decât la noi. La noi părerile sunt mai mult negative decât pozitive despre această platformă. În cauza unora ca tine! Și din nume, OnlyFans, doar fan, este o platformă unde postez niște poze, contra cost sau nu, pe care să le vadă doar fanii tăi. Practic este un fel de Instagram. Mai bine zis... Oamenii care își permit să plătească, adică pui un conținut special pentru oamenii care chiar pot să dea un ban din buzunarul lor. Și din nou, aș fi folosit și OnlyFans-ul dacă aș fi fost un YouTuber mare. Uite, de exemplu, să dau anumite spoilere de pe canal, de pe viitoarele clipuri sau chiar clipuri pe care nu o să le pun pe YouTube și o să le pun pe OnlyFans, o să dau poze care nu o să se vadă pe Instagram pentru că sunt mai mult decât dubioase și nu poți să pui chestiile alea acolo și o să le pun aici. Doar ca și idee. Adică pentru asta ar fi mai interesant să fie folosit. Știi, ca un fel de, băi, vrei să vezi ce o să se întâmple pe canal, uite, peste nu știu câte săptămâni, pentru că poți să-ți oferi chestia asta sau cu tot felul de chestii. Deci, o grămadă de chestii interesante. Nu neapărat să-ți asigur, dar na, cam asta e mult mai interesant. Adică, cui pasă de planeta Mercur când există țâțe? Unde postezi free sau nu, poze cu tine, poze mai sexy sau poze, nu știu, e fix alegerea oricui ce postează, contracost sau nu. Că o zis de 3 ori dacă e contracost sau nu, am înțeles, treci peste. Postează ce vrea el și, bineînțeles, sunt urmăritori. Dacă ai contul free, lumea poate să vadă ce postezi tu. Ia să ghicesc, pe gratis, nu? Dacă nu ai, trebuie să se aboneze și să plătească o sumă de bani. $5, $10, habar nu. Contul meu nu este free, contul meu este contracost, costă $15 să te abonezi. Această sumă mi s-a părut mie ok. Mă rog, am tot întâlnit chestii de genul cum că, mamă, e super mult, e mai mult decât Netflix-ul. Da, dar pur și simplu e alegerea mea, dacă vrei te abonezi, dacă nu, nu abonezi, mă rog. Un fel de. Bineînțeles, odată cu crearea acestui cont a venit și hate-ul, dar eu sunt obișnuită cu hate-ul pentru că îmi tot iau hate de mai bine de un an de zile. De la vestita despărțire până în momentul de față, sunt foarte mulți dintre voi care nu au trecut peste și tot readuc acest subiect mort. Făcându-mi acest cont, mi-am asumat, bineînțeles, sunt o persoană destul de asumată,
Uite, felicitările mele că ești asumată și că, băi, recunoști că faci anumite chestii. Bă, bravo! Deci pentru chestia asta pot să zic că, bă, uite, te respect pentru faza asta. 15 dolari, 10 dolari, 40, 60, aproape 60 de lei ar fi. Am calculat bine? 10 dolari, 40 de lei. 40, 94, 60. Dă-o, mă, în brânză, mama, e de treabă. 60 de lei pentru niște poze. Dă-le în fras, mamă, că găsesc de astea pe Google. Știi cum? Ce nu mai trebuie să scrii ce trebuie. Sau mai ai prieteni ciudat. Dar 60 de lei, pe, nu știu, pe lună, ca să vezi poze nude? Nu știu cât de disperat trebuie să fii, dar n-aș da atâția bani, adică sincer. Știa că aș avea, adică te uiți o dată de două ori maxim la pozele alea și după aia gata. Te-ai plictisit de ele, ăsta e adevărul. Acest cont. În România nu este atât de cunoscută această platformă și nu este atât de folosită, dar eu sunt sigură că în, nu știu, să zic, 2-3 ani va lua o amploare foarte mare. Este folosită mai mult în străinătate. Amploare foarte mare, n-are cum să ia amploare foarte mică, dar na, în fine, să trecem peste acest mic amănunt. Aproximativ toate vedetele internaționale au un astfel de cont. Unele postează nuduri, altele postează doar sexy, unele persoane. Deci unele postează nuduri, altele doar sexy. Dar aveți poze sexy și pe Instagram. Pentru ce pizda, mă, să-i posta exact același căcat pe două platforme diferite? De ce tot o prind pe tipul asta în felul? Adică e ca și cum eu îmi postez o poză în care am un tricou pe Instagram, iar pe OnlyFans am un tricou fără mâneci? Cam așa a sunat chestia asta. Deci e fix același căcat. Ioi, că mor cu YouTube-ul ăsta, bă, jur, ce dracu ați ajuns, mă, să faceți? Serios? Vreau să știu pe lăbarul care chiar o plătit pentru poze, nu? Deci vreau să știu cât de lăbar sunteți. Scene de pe la concerte, de ce se întâmplă înainte, după și E, alte ce am chestii. zis și eu? Nu știu, fiecare cum, după cum am mai spus și mă repet, fiecare postează absolut ce dorește. Dacă ai un cont de only, nu înseamnă că faci videochat. Videochatul și only sunt două platforme total diferite. Am și eu Dar, un din cont. păcate, asemenea, să nu-mi zici că o fac cu videochat, că nebunesc. N-am nimic cu persoanele care fac videochat, dar asta nu înseamnă că nu o să mă uit urât la tine dacă aflu că ai făcut chestia asta. E poveste mai lungă, detalii, detalii, detalii. Dar niciodată o să accept. O să comentez chestia asta, dar nu o să te privesc cu ochi foarte buni. E o diferență. Iar acum o să veniți că dreptul la liberă, bla, 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 bla. Shit. Conștiințe care fac, fiecare când face chestia asta și când efectiv alege să facă chestia asta, își asumă și chestia asta în spate. Bă, frate, vreau să fac asta, da? Bun, mi-o asum. Indiferent ce zice lumea, eu vreau să fac și punct. E de mai multe. Adică cum pula mea să-mi țărăs pizda la cameră? E extraordinar, cât de asumată poți să fii făcând chestia asta? Băi! Nu știu, eu cu videochatul nu mă înțeleg, a sunat mai mult decât dubios. Dar din nou, nu mă deranjează, dar nici nu-mi place și nici nu o să mă uit frumos la tine dacă îmi spui că faci chestia asta. Pentru că, din păcate, așa sunt eu. Ata ete, știi cum e? Judec puțin oameni, judec mai mult decât e cazul. Și... Bine, e totuși bine că sunteți asumați. Măcar asta e partea bună, că bă, recunosc că fac chestia asta. E un plus, dar altceva mai zice că m-am plictisit. Lucruri total diferite. Only e un fel de Instagram și videochatul e cu totul altceva. Cum pe videochat poți să faci chestii foarte nebune sau poți doar să vorbești, pentru că sunt mai multe, nu știu cum aș putea să le zic, ca la un joc, știți? nivele. Nivelul 1, nivelul 2 și tot așa. Dar nu ai cum să compari. De la crearea contului să știți că durează ceva timp, pentru că trebuie să fie aprobat, trimiți o poză la buletin și așa mai departe. Și după tu alegi dacă vrei să fie free, dacă vrei să fie plătit, dacă pui o poză poți să alegi tu să pui ce preț dorești tu pe poza respectivă. Un Apare dolar. cu un lăcățel. Ca să o vezi, trebuie să plătești bănuții respectivi și tu apoi poți să vezi poza respectivă. Până aici, cred că am fost destul de clară, Oh, mai pentru mult că decât ți-am clară. făcut un amalgam de informații aici. Dar nu mai contează esențialul, sper să-l înțelegeți. Bun, Mai tu mi-ai mult? mai spus că Valentina te-ai transformat foarte tare și ai devenit și tu, nu trebuie să mai reproduc. Nu Corvo? știu cine sunt, nu trebuie să demonstrez Bine, nu mă absolut interesează. nimic. Next, ceva interesant pe aici, nu? Bine. Ei bine, în 5 minute a fost dată jos, efectiv, pentru că a fost...
cunosc că mă urmăresc, dar știu cam totul despre tine. Dar bine, nu mă interesează. Deci, în mare parte, ați ajuns să faceți o grămadă de căcaturi. Nu toate platformele sunt folosite pentru căcaturile astea. OnlyFans nu este neapărat o platformă pe care să-ți postezi nudurile la $5 pentru toți lăbarii mapa mondului. Nu mai luați chestia asta, nu mai credeți în continuu că OnlyFans-ul e fix pentru lăbari. Nu, se poate folosi chestia asta în atât de multe feluri. Nu am o problemă cu fetele care postează pe OnlyFans, deși nici nu tare aș vrea să le văd face-to-face, pentru că nu prea cred că în momentul ăla mai ai demnitate și mândrie ca femeie. Iar apoi dacă te face cineva curvă, sar de cur în sus, că de ce o îndrăzni să te facă așa? E foarte simplu, nu mai faceți. Anyway, ăsta a fost videoclipul, nu știu cu ce lecție am rămas. Anyway, fiecare cam face ce vrea, măcar asumați-vă căcaturile pe care le faceți. Dar păstrați-vă totuși demnitatea. Nu știu cine e Valentina Lungu, n-am absolut nimic personal cu ea. Îi doresc numai binele, succes în carieră și așa mai departe. Și nu știu ce despărțire, dar nu, aia e, trebuie să ignor oamenii. Nu, Ivan Popa.